Cât de important a fost impactul părinților prin faptul că au fost niște părinți cu principii creștine care au pus o bază creștină în inima ta și dorința de slujire? Spunea un predicator din America, dacă ai impresia că copilul tău va rămâne lângă Dumnezeu desenând corabia lui Noe duminica la Sunday School, la școala duminicală, să știi că ai o problemă. Școala duminicală are un rol foarte important. Profesorii de la școala duminicală, chiar zilele acestea mă gândeam, din Arad, au avut un impact puternic asupra mea. Dar școala duminicală se întâmplă o dată pe săptămână. O predică la biserică poate o dată de două ori pe săptămână aud copiii tăi. Cea mai reală și live predică, copiii o văd prin viața părinților. Eu am văzut pe părinții mei selindu-se să facă voia lui Dumnezeu, soția mea a văzut la fel. Și i-am văzut serioși, în primul rând, cu prezența la biserică. Nu am cuvinte să subliniez cât de important e lucrul acesta. Copiii mei nu vor pleca la biserică dacă eu stau în pat și stau și mă uit la meci sau pe Netflix. Eu trebuie să fiu un model pentru ei, un exemplu pentru ei. Știți, șeful împinge în față, liderul trage după el. E diferență colosală. Asta încerc să fac și eu cu copiii mei. Să nu fie program la care să lipsească. Bun, nu o să pot să merg cu tot 7. Dar, de exemplu, acum martea trecută am stat eu cu cei 3 mici acasă, a plecat soția cu 4. Da? Acum eu sunt plecat de 4 zile în țară la slujire, am luat 2 și a rămas soția acasă cu ceilalți. Încercăm tot timpul copiii să fie integrați. Pentru că cineva spunea ceva foarte frumos. Copiii nu fac ce spune tata, ci fac ce face tata. Exemplele pe care noi le vedem în copilărie, în viața părinților noștri, ne rămân pentru următorii ani în minte. Și chiar dacă copiii vor avea căderi, eu nu promit că copiii mei vor rămâne lângă Dumnezeu pentru că eu îi duc la biserică. Ce pot să promit este că ei își vor aminti de exemplul acesta, indiferent ce vor alege să facă. E adevărat că până la o vârstă eu răspund de ei, dar dacă la 20 de ani el alege să facă altceva fără Dumnezeu, e adevărat, o să-mi distrugă inima și o să mă pună mai mult pe genunchi. Dar o să am o mângâiere când o să mă rog că am făcut ceea ce trebuia să fac. Uitați-vă la exemplu unui ogor. Faptul că tu să ameni o roșie astăzi nu-ți dă nicio garanție că peste 3 luni o să ai roșie. S-ar putea să vină un vânt, o tornadă, s-ar putea să vină o secetă puternică. Dar hai să spun ceva, în vremea de secetă, în vremea de tornadă, în vremea de furtună, ai o mângâiere și o bucurie că ți-ai făcut partea. Cineva spunea, nu poți să faci roșia să crească, dar poți să sameni roșia. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Iubiții mei, stăm de vorbă cu mulți copii. Să știți că cea mai puternică mărturie, cel mai puternic exemplu este exemplul părinților. Dar e adevărat că pentru o vreme anturajul și influențele lui sunt foarte mari. Eu personal cred că cei mai mulți tineri care ne-au plecat din biserică au făcut-o din cauza anturajului. De la școală, greșit. Și acolo nu prea ai ce să faci foarte mult. Dar dacă au avut exemplul părinților, am întâlnit familie, din 7 copii 6 au plecat în lume. Am stat de vorbă cu unul din cei 6 zilele trecute și mi-a spus frate Cristi, e adevărat, am fost câțiva ani în lume, în păcate, în mizerie, fără Dumnezeu, dar mama noastră ne-a câștigat pe fiecare pe genunchi. Și-a făcut parte, ne-am dus la biserică, a fost un exemplu pentru noi, la un moment dat nu mai putut să ne controleze. Am ales noi de bună voie să ne îndepărtăm, dar a luptat pentru noi, toți 6 ne-am întors înapoi la Dumnezeu. Despre asta vorbim, despre o sămânță pe care o sameni prin exemplu personal și nu doar prin strigătele vocii tale. Și scrii pe tăblița inimii copiilor tăi un exemplu pe care ei îl văd. Că decid să-l urmeze sau nu, asta ei vor alege. Dar ce pot să vă spun este că ce s-a scris pe tăblița inimii când copiii au fost mici, va rămâne până în ziua când ei vor închide ochii.